Bună seara, dragi prieteni! Bine v-am găsit la nouă întâlnire din seria Arhivelor Viitorului. Suntem la episodul 16. În seara aceasta o să vorbim despre infodemia COVID și lecțiile infodemiei SIDA. Îl avem invitat pe Cristiana Petrei. Cristiana Petrei este profesor de boli infecțioase și microbiologie la Facultatea de Medicină și la Școala Doctorală de Sănătate Publică a Universității din Statele Unite. Absolvit Facultatea de Medicină a UMF de la Iași în 1990 și a obținut un doctorat în microbiologie la aceeași universitate în 1993. A fost preparator și apoi asistent universitar la Iași. A efectuat stagii de pregătire postdoctorală la Spitalul Claude Bernard din Paris. A fost cercetător principal la centrul OMS, Organizația Mondială a Sănătății de Cercetări ale Infecției cu HIV, din Gabon, asistent universitar și profesor asociat al Universității Tulan din New Orleans, Louisiana și apoi profesor la Universitatea Pittsburgh. Au experiență de 30 de ani în virologie clinică și moleculară. A publicat peste 180 de articole în România și în reviste de top internaționale. Este coautor la 9 cărți, între care Encyclopedia of Virology and Encyclopedia of AIDS. La începutul carierei, studiile sale în domeniul infecției cu HIV la copii abandonați din România au contribuit decisiv la înțelegerea mecanismelor care au produs și transmis această epidemie. Bine ai venit, Cristian! Bine v-am găsit! Și la mulți ani, că e prima dată din an când ne vedem. La mulți ani! O să las ca de obicei pe Ciprian să ne introducă puțin în subiect. Bună seara tuturor! Mă bucur nespus că l-avem invitat în seara asta pe Cristiana Petrei. A fost o idee foarte bună să-l invităm. Probabil unii dintre dumneavoastră îl știți. Cristiana a fost foarte activ în ultimele luni încercând să demistifice puțin pandemia și să ofere informații de calitate. Cristiana Petrei este unul dintre cei mai buni virusologi și specialiști în boli infecțioase pe care i-a dat cu siguranță medicina românească. Și faptul că lucrează astăzi la Pittsburgh este și o confirmare și în același timp evident un regret, pentru că nu îl avem mai aproape de noi zi de zi, altfel decât evident prin grija pe care o poartă societății românești. L-am invitat pe Cristian și am discutat cu el despre mai multe teme posibile din câmpul larg de cercetări pe care îl acoperă. Cristiana Petrei este nu doar un cercetător, este și un medic angajat. Ați auzit din prezentarea pe care a făcut-o Cristian Presură despre eforturile formidabile în grija pentru copiii bolnavi de SIDA în România anilor 90, o dramă teribilă despre care se vorbește încă foarte puțin. Dar sunt alte lucruri care ne interesează astăzi, ne interesează și alte lucruri, evident, și ne interesează această nebunie care se numește infodemie. Această pandemie dublă, această pandemie secundă, care este boala informațională, nu? Pentru că toți am crezut la începutul anilor 90, că la începutul anilor 2000, când internetul își făcea apariția în viața noastră, că iată, în sfârșit, visul iluminist al cunoașterii se va realiza. Și nu era doar visul iluminist al cunoașterii, era și visul modern al unei societăți democratice. Prin informația care se va răspândi democratic și corect, în același timp vom deveni cu toții mai buni, mai liberi și vom trăi niște societăți mai drepte. Ori această iluzie, dulce iluzie, nu ne-a ținut decât vreo 10 ani. Cred că în ultimii 10 ani, cam din 2010-2012 încoace, în orice caz după criza economică din 2008, asistăm la o revitalizare extraordinară a ceea ce unii autori numesc credulitate. Credulitatea este astăzi versiunea caricaturală a visului iluminist al cunoașterii lumii. Este o formă de cunoaștere foarte strâmbă și caragioasă, dar foarte molipsitoare în același timp, asemenea oricărui virus care circulă în niște organisme neprotejate. Cam în această situație ne aflăm noi astăzi, într-o situație pe care un autor a numit-o foarte inspirat situație de demagogie cognitivă. Da? Demagogia cognitivă este această
falsă democratizare în care, în numele unei libertăți și al unei egalități greșit înțelese, spunem că ignoranța ta are același drept cu cunoașterea mea, sau invers, ignoranța mea are același drept în societate cu cunoașterea ta. Această egalizare a produs așadar o revitalizare incredibilă a credulității și a credințelor bazate pe o răspândire imposibil de controlat a falselor informații, a fake news-ului, cuvântul de ordine al ultimilor ani, al post-adevărului și așa mai departe. Și asta ne aduce într-o situație de confuzie teribilă. Dar aș reaminti aici, înainte să-i dau cuvântul lui Cristiana Petre, aș reaminti o expresie foarte interesantă a Hannah Arendt. Gânditoarea de origine germană spunea undeva în anii 50-60 că nu există democrație posibilă dacă noi toți membrii societății nu ne punem de acord asupra faptului că în 1914 Germania a invadat Belgia și nu invers. Altfel spus, că o democrație este posibilă într-o societate în care stabilim niște adevăruri sau niște situații consensuale. Iar una dintre aceste situații consensuale este și aceea privitoare la originea pandemiei COVID-19. Nu? Acolo unde, practic, democrațiile noastre s-au zdruncinat din toate temeliile, tocmai pentru că lucrurile cele mai elementare au fost puse în discuție și au devenit surse ale unor teorii ale complotului și ale conspirației. Toate acestea ne fac atunci să ne întrebăm care sunt medicamentele, care sunt tratamentele pe care trebuie să le aplicăm în cazul infodemiei. Dacă pandemia își găsește de bine de rău niște vaccinuri, care sunt oare tratamentele pentru infodemie? Cu aceste întrebări și cu această modestă introducere, îi voi da cuvântul lui Cristiana Petrei, care a ales un unghi de atac foarte interesant al infodemiei, comparația cu ceea ce s-a întâmplat în situația SIDA acum câteva decenii, să vedem dacă am învățat ceva sau nu am învățat nimic din SIDA, din lecția SIDA de acum câteva decenii și ce ne așteaptă în anii ce vin. Cristian, te rog frumos. Mulțumesc foarte mult. Să văd cum să fac share screen. No. Ok. Înainte de a începe să vă prezint datele despre infodemia SARS și infodemia HIV, trebuie să vă spun ce anume m-a făcut să mă gândesc la subiectul ăsta. În primul rând, accesul pe Facebook. Am refuzat toată viața participarea la medii sociale, care nu înseamnă să stai sau socializarea fără a sta față în față cu cineva eventual în jurul unei mese. Dar am trebuit să intru pe Facebook pentru că era necesar, adică se întâmplau lucruri care erau complet aiurea. În al doilea rând, ca să înțelegeți cât de aiurea sunt acele lucruri, pot să vă spun următorul lucru. Predau microbiologie de 30 de ani. Întotdeauna am vrut să predau lucrările practice, pentru că este primul moment în care un student la medicină intră în contact cu clinica. Este prima dată când duci un student la raționamentul clinic. Și mi-a făcut foarte mare plăcere să fiu acolo, generații după generații. Ceea ce a făcut ca în 30 de ani de carieră, de 30 de ori să-i explic postulatele lui Koch. Da, în fiecare an la câte o grupă de studenți. Ei, în ultimii 2 ani am explicat postulatele lui Koch de vreo 200 de mii de ori și tot n-am terminat să le explic, pentru că trebuie să le explic în fiecare zi ca să explic oamenilor că există un virus, că acest virus produce o boală, că inoculat la gazele de laborator susceptibile la animale va produce aceeași boală, că poate fi izolat de la gazele susceptibile și că în general avem o pandemie pe care trebuie să o controlăm. Bun, deci asta e fiind introducerea. Acum, de ce comparația cu epidemia de infecții cu HIV? Din două motive. În primul rând, pentru că asta am făcut toată viața. Dar studiul infecții cu HIV reprezintă domeniul în care am lucrat și o să vedeți foarte multe lucruri pe care am să vi le prezint astăzi. Sunt lucruri pe care chiar le-am făcut. În al doilea rând, pentru că în momentul de față nimeni nu-și mai pune problema
dacă HIV este cauza SIDA. Da? Cred că toată lumea este de acord. Am avut o pandemie majoră de infecții cu HIV, care avea o mortalitate de 100%, da? Care se răspândea cu o viteză extraordinară la un moment dat, bine, în anumite grupuri populaționale, dar se răspândea. Și în al treilea rând, am găsit modalități prin care am transformat această boală 100% mortală într-o boală care în momentul de față are un prognostic de 59 de ani. Asta înseamnă că dacă cineva la 20 de ani are ghinionul să fie infectat cu HIV, poate să trăiască până la 80 de ani. Păi nu-i rău. Bine, trebuie să ia medicamente zilnic, o să aibă îmbătrânire mai rapidă, inflamații cronică, are un risc de a muri de infarct de miocard de 5 ori mai mare și așa mai departe. Dar, per ansamblu, acel om poate să-și ia rucsacul în fiecare zi în spate și să ducă la serviciu. Și e un lucru extraordinar. Da? Bun. Și atunci să venim la infodemii și la pandemii. Am realizat lucruri extraordinare în infecția cu HIV în ultimii 40 de ani. Același lucru s-a întâmplat în nenumărate alte infecții. Dar înainte de a trece la toate astea, am să vă spun că infodemii și problemele legate de încrederea populației în guvernanți și forurile medicale a existat întotdeauna. Există această carte extraordinară despre gripa spaniolă. Bine, sunt multe cărți despre gripa spaniolă, dar această carte urmărește impactul pe care gripa spaniolă l-a avut asupra societății în general. Și vedeți că trei lucruri sunt absolut remarcabile legate de gripa spaniolă. Oamenii s-au îndepărtat de medicina convențională, ceea ce ați văzut absolut în ultimii 2 ani. A existat o problemă majoră de încredere între oameni și doctori și între experții de sănătate publică. Aici doctorul Fauci poate să vă spună multe. Și în al treilea rând, pandemia de gripă spaniolă a arătat cât de absolut important este că toate aspectele de sănătate publică și încrederea între diferitele sfere ale societății sunt pentru ca să poți ieși dintr-o astfel de situație de criză de sănătate. Bun. Și acum mergem mai departe. În ultimul an, în infecția cu SARS-CoV-2, astea sunt lucrurile care s-au întâmplat. Într-un timp record, în timp de câteva luni, au fost dezvoltate tehnici de diagnostic, scheme terapeutice și măsuri de prevenție. În decurs de o lună, virusul a fost caracterizat, secvențializat, integral. Virusul imunodeficienței umane a fost secvențializat într-un an și jumătate. Dar secvența de SARS-CoV-2 a fost completată în mai puțin de o lună, ceea ce a făcut ca oamenii de la Pfizer, Moderna și așa mai departe să poată înceapă să lucreze pe vaccin din ianuarie 2020, înainte ca majoritatea oamenilor să fi știut că există o pandemie. În 6 luni de la descoperirea bolii au fost validate 18 modele animale diferite, cu diferite grade de patogenicitate, diferite aplicații, diferite dimensiuni și așa mai departe. 7,5 milioane de genoame virale au fost secvențializate în ultimii 2 ani. M-am uitat ieri pe GSave, este 7,420 ceva de mii. Primul milion de genoame HIV a fost secvențializat în 40 de ani. Deci primul milion de genoame HIV a fost completat anul trecut. Cam odată cu primul milion de genoame SARS-CoV-2. Au fost publicate 220.000 de articole pe subiectul ăsta. Bineînțeles că o parte dintre ele au fost și greșite, este inevitabil. Dar ceea ce a caracterizat absolut pandemia de SARS-CoV-2 este faptul că printr-o convenție, gentleman agreement, finanțată de Bill Gates, da, în general, s-a acceptat ideea că toate articolele legate de pandemie sunt puse la dispoziția întregului public, de pe întreaga planetă, în mod gratuit, de către toate casele de editură care produc reviste științifice. Mai mult decât atât, s-a instituit pentru prima oară masiv acest sistem de preprint în care dacă eu am terminat astăzi un articol de scris, înainte de publicarea, în 2-3 luni cât durează procesul de evaluare, publicare și așa mai departe, el să fie la dispoziția publicului pentru ca lucrurile să meargă mai repede. Nu am scris aici, dar s-a revoluționat tehnologia sau sistemul de evaluare a vaccinurilor. Faza 1, 2, 3 au fost făcute aproape în paralel, trialurile clinice în paralel, astfel încât într-un an de zile am avut 4 vaccinuri diferite, nu un vaccin. Cristian, au fost dezvoltate ai putea estima cam cât de mulți specialiști au lucrat în lucrurile pe care le descrii tu aici, cercetători, eu știu și eu, laboranții, vorbim de mii, zeci de mii. Milioane.
milioane de oameni. Eu pot să vă spun atât. Domeniul în care lucrez eu, domeniul infecției cu HIV, este un domeniu foarte competitiv. Infecția cu HIV a reprezentat un puzzle enorm pentru noi, ani de zile, pentru că noi n-am înțeles cum evadează virusul, sistemul imun, cum produce patogeneza și așa mai departe. Fără nicio falsă modestie, cei mai buni imunologi, virologi și așa mai departe sunt în domeniul infecției cu HIV. Erau foarte multe fonduri la dispoziție și atunci competiția pentru aceste fonduri a fost întotdeauna enormă. Cei mai buni specialiști de pe planetă erau până în urmă cu 2 ani în domeniul infecției cu HIV. Majoritatea oamenilor ăstora în momentul de față lucrează în domeniul SARS-CoV-2. Am fost într-un comitet de evaluare de granturi la NIH pentru granturi SARS-CoV-2. Cunoșteam pe toată lumea, mai puțin o singură persoană care era un pneumolog. Toți ceilalți erau din domeniul în care lucream și ne cunoșteam foarte bine, pentru că așa au fost lucrurile în ultimii. Deci, milioane de oameni au lucrat. De asta, în momentul în care auziți, marele cercetător, nu știu care, a spus ceva, există alte zeci de mii de cercetători care au susținut contrariu în general. Dar, în fine, ca să termin, anticorpii monoclonale au fost dezvoltați, din păcate, varianta Omicron i-a depășit. Antivirale au fost produse și puse în circulație în ultimele luni mai ales și sunt disponibile pe aproape întreaga planetă, acolo unde există fondurile necesare achiziționărilor. Deci lucrurile au mers foarte bine, pentru că cineva spunea, voi cercetătorii trebuie să vă puneți lucrurile în ordine și să faceți ceva. Asta este ce s-a făcut. S-a făcut enorm. Ok, bun. Acum, în paralel cu ce s-a făcut, au urmat, cum să vă spun, Alice în Țara Minunilor. Toată lumea a coborât în vizuina iepurilor, unde au început să vadă pălărieri nebuni, iepuri, pisnisici de Cheshire și așa mai departe. Pandemia a rezultat într-o epidemie de pseudo-informare, dezinformare, pardon, mă scuzați pentru greșeală, manipulare și, în general, o anarhizare fără precedent a societății. Promovarea mișcărilor antivacciniste a fost făcută la niveluri fără precedent până în momentul de față și avem riscuri enorme în următorii ani ca programele naționale de vaccinare să fie puse în pericol de această mișcare antivaccinistă, de părinții care s-au radicalizat și au ajuns la concluzia că vaccinurile nu funcționează. Când te referi la promovarea mișcărilor antivacciniste, te referi și la promovarea intenționată? Sau există o promovare intenționată a antivaccinismului care nu este contestabil, care este incontestabil. În România există organizații care ignoră. Deci am dat aceste argumente de 10, 20, 40 de ori. Ignoră orice argument și continuă. Dar vaccinurile produc autism. Nu, vaccinurile nu produc autism. Studiul care a raportat că vaccinurile produc autism a fost falsificat. Da? Wakefield a fost condamnat penal pentru falsificarea datelor. Unul din oamenii care au participat la un alt studiu de care a raportat autismul, urmarea vaccinurilor, pe patul de moarte a raportat că a fost plătit de organizații antivaccinale să spună ce a spus. Deci nu, vaccinurile nu produc autism. Iar pe de altă parte, vaccinurile pe care le-am dezvoltat în ultimii ani pentru COVID sunt... Nu mai conține exact elementele despre care se spuneau că ar putea să fie la originea autismului, da? Deci derivații de mercur, toți acești adjuvanți pe care acum nu-i mai folosim, fiindcă folosim vector sau folosim RNA-ul mesager, care este el însuși adjuvant. Da, deci există în mod evident o intenție de contrabalansare a vaccinurilor. Acum vreau să vă spun, nu-i nouă. Nu este nouă, da? Deci în 1895, cred, în Quebec, Ross a elaborat proclamația lui Ross, care funcționează pe exact aceleași principii ale mișcării antivacciniste, anticovid din momentul de față. O dictatură, medical doctor craft, da? Asta dictatură medicală. Doi, specialiști care au spus că vaccinurile omoară. Diverse persoane de care nu auzi nimeni, pentru că unele nu existau, altele erau absolut neimportante. 3. Vaccinurile nu ajută la eradicarea bolii. 4. Vaccinurile dau sechele în alte domenii și așa mai departe. Deci toate aceste principii erau elaborate de 100 de ani și în continuă să fie prezentate în mod repetat.
Nu știu de ce, pentru că acum spunem este o boală ușoară, care are 2% în cel mai bun caz mortalitate. Manifestul lui Ross era împotriva vaccinării antivariolă. Variola avea o mortalitate de 30%, o contagiozitate asemănătoare cu a variantei Delta și era o boală, era o boală serioasă. Adică în Europa variola a contribuit la căderea câtorva case regale. Bun. Dorința de libertate. Dorința de libertate. Asta nu mai trebuie să mai detaliem, că auzim. Au fost depuse plângeri penale penibile. Chiar astăzi citeam despre avocatul poporului din România, care nu știu cu ce se ocupă în momentul de față, care sunt ridicole și aberante și care au împiedicat efectiv implementarea măsurilor de prevenție. Ba și mai mult decât atât, Curtea de la Lisabona a judecat că real-time PCR nu este o metodă bună de diagnostic a infecției cu SARS-CoV-2. Acum, Curtea de la Lisabona a judecat și că bastardul era urmașul legal la tronul României. Deci știm care este valoarea intelectuală a Curții de la Lisabona, nu? Bun, au fost promovate tratamente prin mediile sociale fără nicio acoperire în rezultate științifice, care a generat o confuzionare absolută a populației și o radicalizare împotriva programelor, mai în continuare împotriva programelor de vaccinare. Complicat. Și atunci ajungem la Cristian, bine, dacă vrei poți să iei o pauză. Nu. România care este campioană absolută la libertatea antipandemică. La un moment dat am remarcat lucrul ăsta. În 1989 oamenii erau pe străzi strigând vom muri și vom fi liberi. În septembrie-octombrie 2021, în timpul valului 4, oamenii spuneau că vom fi liberi, că vor să fie liberi, dar mureau, da? Deci practic lumea s-a întors cu fundul în sus. Asta e realitatea. Motiv pentru care am considerat că este foarte interesant să vă prezint paralela dintre cele două infodemii, ca să vedeți că lucrurile se repetă și avem foarte multe lucruri de învățat și am greșit foarte mult în materie de reacția la infodemia SARS-CoV-2 comparativ cu reacția la infodemia de infecții cu HIV. Da, deci există câteva similitudini pe care s-au întâlnit între cele două infecții. Anume, s-a spus și despre HIV că nu produce boala, inclusiv Moles, da? Descoperitorul PCR a murit spunând că HIV nu este cauza SIDA. Deci mai greșește nu numai în chestiunile care sunt citate pe internet. S-a spus că virusul este inginerizat și scăpat din laborator, că impactul infecției la gazda naturală este complet diferit comparativ cu infecția transmisă la om, de unde e gain of function și așa mai departe. So, inițial, și asta este inerent procesului de învățare. În evaluarea infecției cu HIV și a impactului asupra individului, la fel ca și pentru SARS-CoV-2, focusul a fost o leacă diferit față de elementele pe care le cunoaștem acum. Normal, lucrurile se învață. Dar toate lucrurile astea au un impact asupra populației. Bine, și antivaccinismul este caracteristic mai ales pentru SARS-CoV-2, dar a existat și pentru infecția cu HIV. Am pus lucrurile colorat diferit pentru că sunt lucruri diferite. Deci unele sunt dezinformare, da? Partea în MOV este dezinformare, pentru că nu sunt lucruri neadevărate. Unele lucruri sunt o misinterpretare a datelor, da? Deci ele sunt parțial adevărate, dar interpretarea lor și impactul asupra publicului poate să fie extrem de dăunător, pentru că dacă eu văd un doctor care spune inițial am crezut că SARS-CoV-2 produce numai infecții respiratorii, dar după aia mi-am dat seama că din cauza furtunii de citochine alterează coagularea și așa mai departe. Publicul spune, băi, doctorul ăsta nu știe despre ce vorbește, da? Și atunci se duce la specialistul alternativ, care vine și spune, eu am toate metodele, dau antibiotic și vindec orice. Bine, iar ultimul este complet aberant. Am văzut un mesaj, dar l-am pierdut. Nu putem să-l găsim noi, dacă ne spui. Noi o să ne ocupăm de mesaje mai încolo. Da, bine. Deci, per ansamblu, toate lucrurile astea creează un zgomot de fond infernal care distrage populația de la elementele cu adevărat importante.
Există abordările greșite care reduc încrederea populației în personal și există un impact critic asupra controlului general al pandemiei și eventual pentru alte infecții, cum o să vedem în câțiva ani pentru rujeolă, rubeolă și așa mai departe într-o țară ca România, în care antivaccinismul este la cote neegalate în istorie. Și atunci am pierdut diapozitivul cu definiția. Am trecut prea repede. Organizația Mondială a Sănătății definește infodemia ca un cuvânt combinat dintre informație și epidemie și care se referă la o diseminare rapidă și vastă a unor informații legate de un subiect, în special în momentul de față epidemie. Informațiile pot fi atât corecte cât și incorecte, dar pe măsură ce faptele, zvonurile, frica, totul se acumulează și sunt prezentate oamenilor în continuu, masiv, pe toate canalele de televiziune, radio, internet și așa mai departe, în mod constant, devine din ce în ce mai dificil pentru populația generală să discearnă între realitate și lucrurile care sunt lipsite de obiect. Ori asta este un mare pericol și îl vedem în fiecare zi, pentru că ne confruntăm cu el în fiecare zi. Și îmi place foarte mult, Cristian, că spui informațiile esențiale, în a discerne informațiile esențiale. E o chestie pe care eu o recunosc la fizică. Ai nevoie de niște informații esențiale pe care apoi să construiești. Exact. Și dacă ai legile de bază și formulele, după aia poți să glosezi cât vrei, pe cazuri particulare, dar lucrurile esențiale sunt acolo și nu pot fi. Adică eu nu pot să spun, băi, de mâine mărul va cădea invers, pentru că nu există așa ceva. Da? Bun. Și atunci, unul câte unul am să iau lucrurile astea și o să le discutăm. Mai vreau să mai spun ceva. Este, în toată istoria asta a infodemiei, este absolut important ca specialiștii să aibă un glas și să se exprime. Da? Pentru că deja oamenii stau la televizor. Majoritatea, Eurobarometrul arată că majoritatea europenilor își iau informația tot de la televizor, chiar indiferent de unde sunt. Cel mai mult își iau informația de la televizor, românii, bulgari și așa mai departe. Deci oamenii se uită la televizor. În momentul în care văd pe doctorul cutare, doctorul nu știu care tot timpul vin și spun același lucru și nimeni nu contestă, sau chiar dacă contestă, doctorii respectiv par a avea o construcție rezonabilă și nu știu ce, atâta vreme cât nu li se spune în mod clar aceste lucruri nu sunt adevărate, cu orice preț, cu orice risc, acele lucruri se perpetuează în discursul public și sunt extraordinar de dăunătoare. Pardon, mă scuzați. Da, deci în materie de infecții cu HIV, lucrurile sunt foarte simple. În 1981 boala a fost observată. Asta este primul articol publicat în legătură cu infecția cu HIV în jurnalul CDC. Erau cazuri la homosexuali în momentul respectiv din California și New York, infecții oportuniste. Mai târziu au fost descrise cazurile la transfuzionați, la persoane din Africa, la copii născuți din mame care aveau SIDA și așa mai departe. Dar realitatea este că boala era clar, sindromul era clar. Virusul a fost descoperit în 1983 de grupul de la Paris și lucrurile au intrat relativ în normal, până când a apărut acest Peter Duisberg. Peter Duisberg era un mare retrovirolog german care locuia în Statele Unite, membru al Academiei de Științe din Statele Unite și așa mai departe, descoperitorul primii oncogenii a retrovirusului, adică era o autoritate. Duisberg a venit și în două cărți a spus că HIV este un virus non-patogen, că SIDA este, cel puțin cazurile din afara Africii, sunt produse de utilizarea drogurilor recreaționale, popper și la comunitatea gay sau alte droguri la restul populației. Și mai ales a venit cu această idee complet aiurea, în care spunea că zidovudina induce SIDA la pacienții care sunt tratați. Și spunea că dacă vedem un bolnav cu SIDA, atunci putem fi siguri că acela utilizează droguri. Adică
destul de... Ai încercat să înțelegi de unde a venit la el, de unde au venit ideile astea greșite la el? Mamă, e greu să înțelegi psihiatrie. Adică câtă vreme ești complet normal, să înțelegi mecanismele complet aiurea ale raționamentelor patologice este foarte dificil. Dar nu e asta problema. Deci fiecare om poate să spună ce vrea. Și acelui om trebuie să îi se răspundă. Și i s-a răspuns. Da? A fost un editorial absolut fabulos în Nature al lui John Moore, care a demolat punct cu punct toate argumentele lui Duisberg. Mai mult decât atât, în momentul în care Duisberg a venit cu teoria lui, au apărut rapoartele Academiei de Științe Medicale din Statele Unite care au spus așa. Numai că și totul a intrat în normal până când, în 1999, Duisberg s-a întâlnit cu Mbeki, proaspătul președinte ales al Republicii Sud-Africane. În Republica Sud-Africană, în momentul respectiv, o treime din populație era HIV-infectată. Deci era o problemă majoră de sănătate publică. Iar Mbeki l-a ascultat pe Duisberg și a venit și a spus: nu. Deci, din moment ce HIV nu produce SIDA, înseamnă că nu avem de ce să tratăm pacienții cu retrovirale. Și atunci, cu antiretrovirale. Și atunci au interzis utilizarea antiretroviralilor în spitalele de stat din Republica Sud-Africană. Dacă vă puteți închipui așa ceva. S-a întâmplat. Dar spre deosebire de ce se întâmplă în zilele noastre, când accesul la informații și posibilitatea de a informa publicul este atât de mare și nu se întâmplă nimic, atunci comunitatea științifică internațională a publicat declarația de la Durban. În 2000, conferința de SIDA era la Durban. Oamenii care au participat la conferința respectivă au semnat toți. 11 laureați Nobel, toți cercetătorii de top în domeniul infecției cu HIV au semnat declarația de la Durban, în care i-au spus lui Mbeki: domnule, chiar există SIDA, HIV o produce și antiretroviralele o controlează. Și toate lucrurile astea au contribuit la necesitatea ca Mbeki să facă pasul înapoi, cu atât mai mult cât declarația era atât de puternică, încât Guvernul Statelor Unite i-a spus lui Mbeki să-și bage mințile în cap și să nu omoare oamenii. Dar el inițial a încercat să spună că declarația nu are nicio relevanță, da? Însă sub presiunile internaționale au trebuit să retragă toate deciziile. Aici v-am arătat că exact în momentul în care toate lucrurile astea se întâmplau și Mbeki interzisese utilizarea antiretroviralilor, erau studii și modele care spuneau că aproape jumătate din tinerii din Africa ar putea să moară de SIDA la vârsta adultă. Adică erau lucruri foarte importante și foarte, nu puteau să fie ignorate. Și nu au fost. Bine, până la urmă, Mbeki a retras toate astea, dar toate modelările care au fost făcute mai târziu au arătat că această negare a virusului de către Mbeki a dus la 300.000 de decese în Africa de Sud. Dacă este să facem paralela cu infecția cu SARS-CoV-2, nu exista niciun răspuns adecvat și concertat din partea cercetătorilor ca breaslă la toate nebuniile care circulă pe internet. La nivele naționale, cercetătorii au răspuns izolat și foarte timid. Prin media, curentele negaționiste au proliferat extraordinar de mult și... Asta pentru că ratingul este mult mai bun pentru un doctor conspiraționist decât pentru unul ca mine care vine și începe să vorbească despre codon, cum spune sora mea. Spune, te rog, spune-mi orice, dar nu mai vorbi despre codon. Spune-mi lucruri pe care să le pot înțelege foarte simplu. Da? Și cea mai dăunătoare atitudine la toată chestia asta a fost că negaționiștii au fost ignorați, lăsați să acționeze în bula lor liber, au fost minimizați în loc să spună: domnule, el e un tip extraordinar de bun, dar uite, asta e prostie care poate fi documentată foarte simplu, da? Și au fost ironizați. Deci v-am adus aici să vă arăt. Anul trecut, niște cercetători din Franța, în loc să adune și să scrie, să facă o pagină de publicitate în Le Monde și să spună: Raul greșește pentru că 1, 2, 3, 4, s-au pus și au scris un articol, un pseudo-articol pe care l-au publicat într-o revistă adevărată. Da? Deci, aici nu se vede, dar articolul a fost peer-reviewat de către doi cercetători din lumea asta care au trecut chestia asta. Pentru că Raul, la începutul pandemiei, a spus că riscul de a muri prin infecții cu SARS-CoV-2 este mai mic decât acela de a muri prin accidente de trotinete.
Și atunci ăștia au scris un articol în care și-au bătut joc de Raul. Și au spus, nu, de fapt, acum e mai mare decât la accidentele de trotinet. Și dacă o să vă uitați aici, Manes Jabanica, îl cunoașteți, da? Este denumirea latinească a pangolinului. Nemo Macron este câinele lui Macron, dacă vă uitați, locuiește la Palais Élysée. Și așa mai departe. Adică toate acestea sunt foarte frumoase, foarte intelectuale și nu știu ce, dar nimeni nu i-a răspuns în mod evident lui Raul că de fapt, domnule, stai, trebuie să ne oprim o leacă, pentru că toată istoria asta cu hidroxiclorochina este complet dement. Mai interesant. Apropo de punctul ăsta, a existat o astfel de inițiativă la nivel mondial sau la nivel în România, la nivel național? Împreună cu șeful meu scriem acum un material pe care am vrea să-l folosim ca punct de plecare pentru o astfel de inițiativă. Dar trebuie să terminăm. Trebuie să ne punem. Șeful meu spune, termenul de infodemie este un termen fundamental viciat, pentru că toate chestiile astea care circulă legate de infodemie sunt de fapt în marea lor majoritate misinformare și dezinformare. A spune că info înseamnă să îi dai o aură de nobilitate unii. Suntem la punctul ăsta de discuție filozofică în loc să termină de publicat mai repede. Al doilea studiu ăsta nu există de fapt, da? Deci, nu e New England Journal of Medicine. E o pagină făcută pe un PDF, da? Și făcut la mișto. Deci totul s-a răspuns așa, în loc să se ia o atitudine complet rezonabilă și complet concertată. Bun. Trecem la punctul 2. Virusul este inginerizat și scăpat din laborator. Virusul imunodeficienții umane s-a produs în populația umană ca urmare a transmiterilor interspecifice de la mai multe specii de maimuți. HIV-1, 4 transmiteri diferite, 2 de la cimpanzei în Africa de vest, 2 de la gorili în aceeași Africa centrală vest, Camerun, Gabon. HIV-2 în Africa de vest, 9 transmiteri, probabil, cel mai probabil în coasta de Fildeș, deci deși spectrul de distribuție a virusului la Mangabeu gri este mai larg, dar toate variantele epidemice de HIV-2 sunt originare din coasta de Fildeș. Bun. Pardon, nu știu ce am făcut aici. De ce spunem că se întâmplă asta? Pentru că avem niște criterii, da? Deci, apropo de, există similarități genetice, antigenice, filogenetice între virusurile de la maimuți și corespondenților de la oameni. Există o coincidență clară între habitatul speciilor sursă și locul unde s-a produs emergența HIV în populația umană. Și există factori favorizanți ai transmiterii. Astea sunt criteriile care au fost stabilite pentru HIV și care au fost aplicate absolut strict pentru originea SARS-CoV-2 și vor fi aplicate pentru originea oricărui virus care pătrunde în populația umană de acum înainte. Ce înseamnă organizare genetică? Am ajuns la codoni, da? Astea sunt genoamele HIV-1, HIV-2 și a virusurilor corespondente de la maimuță, simian immunodeficiency viruses. Vedeți aici că majoritatea virusurilor de la maimuțele inferioare au o structură, deci nu discutăm structuri și nu știu, discutăm numere. Trei gene structurale, GAC, POLEM, și încă 5 alte gene pe care le numim accesori. 5. Există 2 grupuri de virusuri care infectează maimuții din Africa și care au o genă în plus. Virusurile de la Mangabei și Drill Mandrill au această genă VPX. HIV-2 are VPX. Este un virus, pentru că este un virus de la Mangabeu. Știi cum e, Cristian? Asta e un puzzle, asta e un puzzle pentru noi. Noi trebuie să ne uităm unde e diferența între ele. Aici, asta e diferența. A, nu știu, vedeți săgeata mea? Da, nu vedem. Nu vedem mouse-ul. Deci roșu. Nu vedem săgeata, dar spune-ne unde e diferența ca să înțelegem la roșu. În a doua parte a figurii, îmi pare rău, am crezut că vedeți săgeata. În a doua parte a figurii vedeți o genă colorată în roșu, se numește VPX. Da. Gena asta nu există în celelalte. Dar există la HIV-2 și virusul de la Mangabeu. La fel, în a treia linie de secvenție există în roșu colorat VPU. Da? Da. VPU este o genă care este caracteristică cimpanzeilor și HIV-1 și câteva specii de maimuțe inferioare, de la care însă cimpanzeul, de la una dintre ele, cimpanzeul și-o lua și el virusul, pentru că și cimpanzeul îi carnivor și vânează. Da? Cimpanzeul a fost infectat mult mai recent decât alte specii de maimuți.
Bun, dar deci avem argumente genetice clare că există legături și legăturile sunt destul de bine susținute, pentru că nu toate virusurile au aceste similitudini genetice. Bun, relațiile filogenetice, acum arborii filogenetici s-o leagă mai greu de interpretat în absența mouse-ului. Dar dacă vă uitați pe acești doi arbori filogenetici, o să vedeți două lucruri foarte clare. Unele secvențe sunt colorate și unele sunt în alb-negru. Asta e clar, da? Vedeți că secvențele colorate sunt amestecate între cele în alb-negru. Și asta e foarte evident. Acum, partea cea mai interesantă este următoarea. Toate secvențele colorate sunt de la oameni, toate secvențele în alb-negru sunt de la maimuții. Ceea ce înseamnă că din punct de vedere structural și filogenetic nu există o diferență clară între virusul de la om și virusul de la maimuță. Asta înseamnă transmiterea de la unul la altul. Bineînțeles că de la maimuță la om, pentru că omul s-a infectat mult mai recent, în a doua jumătate a secolului 20. Deci astea sunt lucruri foarte interesante. Acum, în arborele filogenetic al HIV-2, o să vedeți două secvențe albastre și sub ele vedeți SL92A și 92F. Le vedeți? În principiu nu sunt niște lucruri foarte importante, dar este foarte interesant următorul. Aceste două secvențe, vedeți că, de exemplu, la HIV-2A sunt diferențe destul de mari între cele două tulpini, dar astea sunt două tulpini de pe continente diferite, da? Oameni din Franța și Statele Unite. Pe când cele două tulpini, SL92A și SL92F, sunt de la doi mangabei din același copac. Da? Deci șeful meu a mers în copac, a dat cu sarbacana, le-a anesteziat, a recoltat cele două maimuțe și a obținut două virusuri atât de diferite. Ceea ce înseamnă, asta e foarte important pentru toată discuția asta, de ce nu avem exact virusul de la Liliacu care a produs SARS-CoV-2 din piața din Wuhan. De aia. Pentru că la gazda naturală, diferențele între virusuri sunt atât de mari, încât nu putem să spunem, numai dacă vezi un Liliac care face... care scuipă pe mâna ta și îl prinzi în mână și te duci cu el la laboratorul de la Wuhan și îl secvențializezi și compari cu ce o încerca să-ți transmită ție, ceea ce se numește smoking gun, da? Numai atunci vei avea exact identitatea de secvenții. Altfel, întotdeauna va exista un oarecare factor de eroare între secvenții. Bun, mergem mai departe. Coincidențele între habitatul speciei sursă și epicentrele HIV. În diapozitivul de sus aveți habitatul celor patru specii de cimpanzeu cunoscute. Verus este pentru Africa de Vest, Elioti, fostul Velorosus, este pentru estul Nigeriei, Troglodytes este caracteristic pentru Africa Centrală, Gabon, Camerun, Republica Congo, iar foarte mult în vest, în albastru, vedeți Schweinfurt, este o altă specie de cimpanzeu. Toate cercurile colorate în galben sau în alb sunt maimuțe care au fost demonstrate a fi infectate cu localizarea GPS de unde au fost găsite acele maimuțe. Și puteți vedea fără nicio problemă că două specii de cimpanzeu sunt infectate, Troglodytes și Schweinfurt. În portocaliu este bonobo. E la sudul râului Congo, deci nu interacționează deloc cu toți ceilalți. Nu sunt cazuri. Pardon. Tot ce vedeți aici, secvenții izolate, sunt spillover-uri. Sunt cimpanzei din familii. Deci nu sunt familia i-a luat din zona lor, din habitatul lor natural și i-a mutat. Dar în realitate avem două specii de cimpanzeu care sunt infectate. Nu avem nicio dovadă că de la cimpanzeul de tip Schweinfurt s-a transmis virus la om, să devină HIV. Numai de la cimpanzeul Troglodytes din Camerun și Gabon avem dovadă că a fost transferat virusul la om. Ceea ce înseamnă că cimpanzeul comun, cimpanzeul Troglodytes, este sursa HIV-ului.
Bun. La unde, fel, unde vedem în aceste poze epicentrele HIV de la oameni? Epicentrele HIV nu le spun eu. Epicentrele HIV, cel mai mare epicentru HIV este Camerun. Toate cele patru grupuri, grupul M major, grupul N new, grupul O outlier și grupul P ultimul descris, au fost izolate de la pacienți din Camerun. În al doilea rând, în al doilea epicentru al epidemiei este Republica Democrată Congo. Acum, noi nu știm exact cum a ajuns virusul din zona Camerun în Republica Democrată Congo. Sunt oameni care spun că s-au transferul personalului, pentru că erau multe locuri de muncă în zona Kinshasa, care era o zonă foarte mare. Dar dacă în anii 2000 au fost publicat un studiu care arăta că diversitatea HIV-1 în Republica Democrată Congo este mai mare decât diversitatea pe plan mondial a tulpinii, decât diversitatea în tot restul lumii. Asta este ceea ce numim un epicentru. În partea de jos a diapozitivului vedeți populațiile de gorile. Da? Deci gorilele din Camerun au fost sursa grupurilor O și P. Bun. La fel, revenim din nou la SL93. În Sierra Leone există acest habitat natural al mangabeilor care sunt sursă a infecției cu HIV. Acum, foarte interesant, la sfârșitul anilor 90, când au fost identificat pentru prima dată grupul E al HIV-2, grupul E a fost identificat la Los Angeles. Ceea ce este cumva surprinzător, pentru că grupul E este un singur pacient, niciodată nu a fost izolat virus de la el și foarte apropiat de virusurile de la maimuță. Ceea ce face ca toată lumea să se gândească că ăsta a fost un transfer direct al virusului de la maimuță la om. Dar cum s-a produs un transfer direct al virusului de la maimuța din Sierra Leone la omul din Statele Unite, a fost un mister până când fostul meu șef, care a descris foarte multe din virusurile astea, a zis, băi, cea mai bună chestie este să te duci să întrebi. Și s-a dus la spital, a găsit adresa pacientului infectat cu grupul E, s-a dus la el acasă, i-a bătut la ușă și l-a întrebat, băi, tu ești Mende? Și l-a spus, da, sunt Mende. Unde ești născut? În Panguma. Panguma era o localitate aflată la 20 de kilometri de copacul din care șeful meu izolase virusul de la Suti Mangabe. Da? E un argument suficient de puternic? Da, este. Bun, mergem mai departe. Acum, tot a fost frumos cu privire la originea HIV. Începeam să adunăm lucrurile foarte interesante până când în revista Rolling Stone Magazine, Curtis a publicat un articol în 1992 în care spunea că HIV-1 a pătruns în populația umană ca urmare a experimentelor de vaccinare antipolio făcute în perioada imediat după al doilea război mondial. Bine, era revista Rolling Stone Magazine, a fost citit, lumea a spus, bine, nu e interesant, pentru că toate vaccinurile care s-au făcut pentru polio au fost făcute pe rinichi de maimuță verde africană, iar după cum ați văzut până acum, nu era nicio legătură între HIV-1 și maimuța verde africană. Dar știrea asta a fost preluată de un fost reporter de la BBC, Ed Hoover, care în 1999 a publicat o carte de aproape 1000 de pagini în care face o întreagă istorie a originii și emergenței HIV în populația umană, în care spune, da domnule, nu numai că a fost un vaccin antipolio, a fost vaccinul lui Koprovski de la Institutul Wistar, care a fost făcut pe un milion de oameni, a fost testat pe un milion de oameni în Republica Democrată Congo, care este epicentru HIV-1 și din cauza asta l-avem. Și în momentul în care cartea asta a apărut, bineînțeles că asta a generat o mare discuție, mai ales pentru că reporterii de la BBC au prezentat-o în Breaking News, cu scris pe banda de jos, și specialiștii au introdus HIV în populația umană. Da? Și atunci, bineînțeles că toată chestia asta a declanșat o foarte mare discuție. Iar până în momentul respectiv exista teoria cat hunting, în care spunea că expunerea oamenilor la maimuță în Africa prin vânat și prepararea și consumul cărnii ar putea să fie sursa. Bine, asta nu răspunde la marea întrebare, dacă asta este sursa, de ce oamenii care au fost
expuși la maimuțe de-a lungul întregilor istorii și au mâncat maimuțe de-a lungul întregilor istorii, s-au infectat numai în a doua jumătate a secolului 20. Și nu numai cu au fost o transmitere, au fost 12 transmiteri sau 13 transmiteri diferite. Cum ajungem la chestia asta? Bineînțeles că din cauza asta filiera polio a devenit foarte interesantă, pentru că spunea, domnule, au fost aceste studii, noi am preparat vaccinul, în vaccin era virusul al imunodeficienței umane și l-am transmis. Acum, a doua chestie este că nu existau probe din vaccinul respectiv ca să poată să fie testate sau nu erau la îndemână. În ultima teorie, aceea a injecțiilor, am să vă prezint imediat. În 2000, pentru că discuția devenise atât de mare, Royal Society din Marea Britanie a făcut o conferință în care se discute exact această situație a originii... am pierdut share-ul. Ok. Se discute exact originea HIV. Și conferința a fost cel mai suprarealist eveniment științific la care am participat în viață. Da? Era grupul lui Hooper, care era susținut de marele profesor de evoluționism de la Oxford, și de Jerry Myers, care era curatorul secvențelor HIV de la Los Alamos. Adică ăștia erau cei mai mari susținători ai lui Hooper. Iar pe de altă parte, tot restul comunității care spunea nu e adevărat. Și discuția era în termeni ăștia. Eu am dreptate pentru că am dreptate, celălalt spunea tu nu ai dreptate. Și bineînțeles că și un scandal generalizat, pentru că nimeni nu avea de fapt niciun argument care să susțină contrariu. Argumentele au venit după Royal Society. Bine, cu un preț extraordinar de mare. Cercetătorul de la Oxford a plecat în Africa să găsească virusul de la cimpanzeu care ar fi putut infecta vaccinul. O găsi virusul, dar era un virus diferit decât cel care era HIV-1, pentru că era Schweinfurt. Dar în proces s-a îmbolnăvit de malarie și a murit, încât postdocul lui a trebuit să-l parte în junglă vreo 3 zile. O întreagă nebunie. Pe de altă parte, s-au început să caute la Stockholm, s-au găsit stocurile originale ale vaccinului utilizat și nu era niciun fel de contaminare cu celule de cimpanzeu măcar. Deci nu fusese făcut pe cimpanzeu, ci pe maimuță verde africană și în niciun caz nu era niciun fel de HIV și așa mai departe. Dar acum partea cea mai interesantă din toată conferința, fostul meu șef era la conferință și a spus, domnule, vă spun, în toată acea atmosferă suprarealistă și extrem de tensionată, presa s-a ridicat și a spus, domnule, nu tot ce spune Hooper în cartea lui este greșit. Uite, are capitolul 49 în care spune că eu sunt un tip genial. Asta e adevărat. Da? Bun. Și acum, de ce era Preston un tip genial? Pentru că Preston venea cu această teorie foarte interesantă care spunea, domnule, oamenii au fost expuși de-a lungul întregii lor istorii la carnea de maimuță și nu s-au infectat decât recent. De ce? Asta este o poză, asta e o poză din colecția mea de poze. Eu am luat-o în anul 2000 la rezerva Lope din Gabon. Pe marginea străzii cineva vindea acest mandril, da? Am luat o bucată de țesut din mandrilul ăsta și l-am identificat în el, am secvențializat virus de la mandril. Asta e numărul de acces din Gene Bank, adică efectiv persoana respectivă era expusă. Dar infecții cu SIV mandril noi nu am văzut, da? Deci nu este atât de simplă transmiterea. Dar cum se poate realiza transmiterea? Ce eveniment a survenit în secolul 20 care ar fi putut explica o asemenea emergență masivă în populația umană? Și presa vine și publică tot în 2000 acest articol care este de fapt extraordinar. Au mers împreună cu istoricii ai medicinii de la New York și de la Universitatea Iowa în arhivele OMS-ului și au văzut ce se întâmpla în sfârșitul perioadei coloniale și perioada postcolonială în Africa. Se întâmpla următorul lucru. În acea perioadă, din cauza introducerii masive a programelor de vaccinare și a descoperirii antibioticilor, s-au administrat și vaccinuri și antibiotice masiv în Africa. Cât de masiv? 340 de milioane de injecții per ansamblu. Și au mers înapoi la documentele de import și așa mai departe și au văzut că în aceeași perioadă în Africa se importaseră aproximativ 25 de milioane de seringi. Ceea ce înseamnă că fiecare seringă fusese folosită de cel puțin 10 ori în
cursul campaniilor de vaccinare. Ori asta ar fi putut crea nu doar posibilitatea de contaminare, dar și de pasaj serial al virusului. Da? Deci avem un virus care nu e foarte bine adaptat la gazdă, dar în perioada cea mai replicativă se poate întâmpla ca el, copilul face o leacă de febră, merge la doctor, se face antibiotic, îi mai face și la celălalt copil un antibiotic sau o injecție ajutătoare sau un vaccin cu aceeași seringă. Și ia un virus care este în perioada cea mai replicativă și îl transmite mai departe și mai departe și mai departe și atunci devine din ce în ce mai patogen și se adaptează pentru persistență în gazdă, pentru că altfel infecțiile ar putea să fie abortate. Și mai mult decât atât, au venit și au arătat graficul ăsta care este absolut extraordinar, care spune, domnule, în secolul XIX seringa era un lux. Da, trebuia să fii nobil ca să ai o seringă, pentru că erau foarte, foarte scumpe, erau din sticlă, erau din metal, erau o tehnologie foarte sofisticată. În momentul în care seringile au fost transformate în seringi de plastic, prețul seringilor a scăzut absolut substanțial. Asta a coincis și cu creșterea numărului de injecții, mai întâi prin vaccinuri, apoi prin vaccinuri și antibiotice. Ori în momentul în care cele două curbe se intersectează, este foarte aproape momentul ăla de momentul în care avem cea mai veche tulpină de HIV cunoscută în lume, un virus izolat din 1959 la unul dintre gărzile de corp ale președintelui Mobutu. Bun, deci asta este teoria lui Preston, așa nume că pasajele seriale au contribuit la adaptarea virusului și de asta îl vedem acum. Și mai ales, după ce Preston a publicat articolul ăsta, a venit un alt istoric, un istoric francez de data asta, care spune, e foarte interesant ce spun ăștia. Și nu este întâmplător că lucrurile astea s-au întâmplat în Camerun, pentru că statul Camerun era un fel de vitrină a colonialismului francez. Deci era cel mai bine dezvoltat, avea cea mai bună infrastructură, erau cele mai bune programe de vaccinare și așa mai departe. Deci tot sistemul medical era mai bine implementat în Camerun decât în alte țări și atunci așa accesul la injecții era mai mare. Bun, fenomenele neintenționate. Virusul este ingenierizat și scăpat din laborator, intră în scenă lui Montagnier, laureatul Premiului Nobel pentru Medicină 2008, care spune că secvențele SARS sunt îmbogățite cu secvenții HIV. Bine, chestia asta cu secvențele SARS îmbogățite cu secvenții HIV nu-i aparține lui Luc Montagnier. Au fost doi cercetători indieni care au trimis un preprint care între timp a fost retras pentru că nu a fost confirmat. Mai târziu, Luc Montagnier a revenit și a spus că anticorpii facilitanți induși de vaccinuri vor determina o frecvență mai crescută a infecțiilor la vaccinați. Idee preluată și de domnul profesor Astărăstoare de la UMFH. Și bineînțeles că domnul profesor Luc Montagnier a spus și că vaccinații vor muri cu toți. Nu a spus că o să dezvolte și solzi precum starețul de la mănăstirea din Neamț, dar a spus că o să moară foarte repede. După aia au spus că a fost o neînțelegere și că nu a spus niciodată chestia asta, dar după aia au repetat. Bun, acum, de ce se întâmplă toate lucrurile astea? Pentru că, în mod interesant, după ce a luat premiul Nobel, Luc Montagnier a făcut niște afirmații de-a lungul timpului și vă arăt aici numai câteva din reviste de natură. A convocat o reuniune a Academiei de Științe Medicale din Franța în care a spus că autismul poate fi tratat cu antibiotice. Au înlemnit. Deci în momentul în care Montagnier a fost la Academia franceză și a spus chestia asta, nu a existat replică, pentru că nu s-așteptau, nu știau ce să spună. După care l-au adus pe specialistul în autism, care a spus că nu avem niciun dovad în sensul ăsta, probabil că ar trebui să facem cercetări. E legal. Mai târziu a spus că vaccinurile produc moartea subită la copii. Nu există nicio dovadă în acest sens și nu există niciun studiu în acest sens. A spus că ADN-ul emite unde electromagnetice. Și mai partea cea pe care absolut favorita mea, au convocat o conferință la Lourdes, unde sunt izvoarele cu apă sfințită, unde au spus că apa are memorie imună. Așa încât faptul că spune acum că COVID-ul este inginerizat nu reprezintă neapărat o surpriză. Face parte dintr-o serie de mari spunere. Cristian, ce ar trebui să spunem noi când oamenii ne atrag atenția? Măi, dar este un câștigător al premiului asta Nobel. Asta trebuie spus. Ce că să apa spunem? Nu are memorie imună. Da? Chestia cu apa are memorie imună nu-i nouă. O spus-o Benveniste în 1988 într-un articol publicat în Nature. A fost atât de mult demonstrat că nu este adevărat, atât de multe studii, că redactorul șef al Nature a trebuit să-și dea demisia, Maddox. Da? Deci,
cum să, există ceea ce se numește litmus test, da? Dacă vezi pe cineva că a spus 5 lucruri greșite înainte, probabil că și al șaselea, dacă este complet aiurit, ar putea să fie greșit. Da, asta trebuie să fie răspuns. Deci răspunsul ar trebui să fie că, uite domnule, da, a luat premiul Nobel, dar și oamenii ăștia mai greșesc, chiar omul ăsta a greșit de mai multe ori înainte. Exact, și aici ajungem la de ce greșesc laureații Nobel. Pentru că am scos diapozitul. Pentru că există un articol care spune că laureații Nobel, deci există o boală foarte, foarte, foarte rară. Și este foarte rară pentru că grupul țintă al acestei boli sunt laureații Nobel. Da, deci o boală la laureații Nobel care se numește nobelită. Și nobelita asta este caracterizată prin aceea că, după cum o definește autorul studiului, cei care suferă de această boală, foarte puțin, foarte, foarte puțin, au impresia că în momentul în care au primit medalia de aur de la Stockholm, au dobândit așa un fel de puteri ca aia de la Marvel, da? Din Avengers. Au puteri supranaturale care îi fac să salveze planeta. De exemplu, unul din exemplele cele mai tipice din nobelită, bine, ăsta e și atipic în egală măsură, Banning, da? Pseudo-descoperitorul insulinei, da? O luat premiul Nobel pentru descoperirea unui insulinei pe care n-a descoperit-o el, da? Pseudo-descoperitorul insulinei a spus după aia că poate să trateze cancerul cu nu mi-aduc aminte cu ce compus, dar în orice caz, n-avea nicio legătură cu ce, cu nimic din ce se știa, dar el era în cruciada pentru tratamentul cancerului. Habar n-avea ce-i cancerul. El era biochimist, nu înțelegea mare lucru. Dar vrea să trateze cancerul. Linus Pauling avea două Nobeluri, da? A spus că el cu doze, cu hiperdoze de vitamina C va trata și el cancerul. Greșeală fundamentală, dar a persistat până la moarte în chestia asta. Mai există un laureat Nobel egiptean care a spus, nu mi-aduc aminte numele lui, care a spus că ar trebui ca Egiptul să creeze așa un oraș științific în care să adune toate vârfurile, toate elitele științifice ale lui și care să-i dea numele lui. Și așa mai departe. Există oameni care au astfel de suferințe cronice. Foarte puțin din fericire. Bun, acum, în ceea ce privește emergența SARS, dacă SARS este inginerizat și scăpat din laborator, nu avem încă nici o dovadă în acest sens. Ăsta este un articol publicat anul trecut în septembrie. Toată lumea care este cineva în domeniul ăsta, da? Deci Angela Rasmussen, Mike Vorobei, David Robertson, Eddie Holmes, Rambo, toți oamenii care sunt cineva în domeniul analizilor filogenici, ăsta cum îl cheamă? Peter Doherty este laureat Nobel și așa mai departe. Deci toți oamenii care au un cuvânt de spus în domeniul ăsta au semnat acest articol și au făcut tracing-ul la cum au fost răspândite cazurile și așa mai departe. Nu găsești nicio dovadă a modificării genetice artificiale a virusului. El rămâne în continuare în piața din Wuhan, dar este produs în Yunnan, câteva sute de kilometri mai încolo, pentru că acolo sunt peșterile cu lilieci, da? Și deci nu există nicio dovadă în acest sens. Mai mult decât atât, dacă ne referim la ceea ce s-a spus, modelul furinii, situsul, deci beta coronavirusurile nu au un situs de modificare al furinii pe care SARS-ul are, da? Și deci de aici, de la aceste PRRA, da? A pornit toată discuția dacă este virusul inginerizat în laborator sau nu. Vedeți că virusurile foarte apropiate, SARS, primul SARS, nu are, are deleții în zona respectivă. Și de asta spun, a fost inginerizate și puse acolo. Ceea ce este o prostie, pentru că dacă vă uitați mai jos în continuare, MERS are și alte virusuri de la animale îl au, și de la animale și de la om. Au situsuri asemănătoare de legare la furină. Și atunci, realitatea este că în condițiile astea putem spune următorul lucru. Dacă acest experiment a fost făcut pentru inserția situsului, atunci experimentele au început la animale dinainte de om. Deci probabil în jur cu
În urmă cu vreo 10.000 de ani a început cineva să facă aceste experimente de inserție a situsului de furină, pentru că atunci s-a produs divergența acestor virusuri, care toate au un situs de legare la furin. Bine, realitatea este că dacă trecem peste această butadă, SARS nu a avut acel situs de legare a furinii. Pe de altă parte, mai este o chestie foarte interesantă. Una din deosebirile majore între SARS și SARS-CoV-2, în afară de faptul că există acest situs la furin, este și inducerea răspunsurilor anticorpi. SARS induce de 10 ori mai mari titruri de anticorpi decât SARS-CoV-2, ceea ce înseamnă că dacă cineva vroia să inginerizeze virusul, nu l-ar fi inginerizat în felul ăsta, pentru că nu este un virus bun, nu are nici capacitate de replicare foarte mare, la fel ca celălalt. Ar fi cumva contraintuitiv să se facă așa. Bun, mergem mai departe. Întrebarea la care rămâne să răspundem este de ce merg coronavirusurile în zilele noastre. Și v-am pus aici un studiu făcut de Martin Peters. Martin Peters este o mare descoperitoare de virus. A descoperit cam jumătate din SIV-uri și în timpul epidemiei de Ebola din 2015 și-a trimis toată echipa în Africa, unde a colecționat probe de la vreo 50.000 de animale și dintre astea vreo 5.000 de lilieci din diverse locuri din Africa de Vest. Și acum când a început pandemia, s-a întors înapoi în congelator și a început să facă analizele. Ăștia sunt numai doi dintre arborii filogenetici ai coronavirusurilor. Deci ăștia lilieci care sunt vânduți în piețele din Africa pentru a fi mâncați. Da? Și la ei putem găsi virusuri care pot fi amplificate. Deci sunt virusuri încă active, pentru că putem amplifica ARN viral, da? Și vedeți ce diversitate de virusuri avem aici, pentru că sunt diverse lineaje, foarte multe și așa mai departe. Ori asta înseamnă că noi suntem foarte extensiv expuși la coronavirusuri. Acum problema este următoarea. Imediat după începerea pandemiei de SARS-CoV-2, piețele din Wuhan au fost închise, piețele din China au fost închise. Dar Martin mi-a spus că a început o contrabandă extraordinară între piețele din Africa și piețele din China. Deci, pentru că nu se puteau vinde la piețele din China produse locale, acum se importă din Africa. Vă dați seama ce înseamnă asta? De ce a colecționat Martin toate aceste probe? Pentru că ea căuta Ebola la acești lilieci. Deci, dacă la următoarea emergență în populația umană o să avem Ebola în China, o să știm de unde vine. Bun. Acum, mergem mai departe. Ideea că impactul infecției la gazda naturală este diferit cu infecția transmisă la om. Da, lilieci au toleranță la infecțiile cu virusuri ARN. Am să vă arăt imediat studii. La om, există o infecție patogenică care poate fi letală, dar una dintre diferențele majore între oameni și lilieci este că oamenii trăiesc mai mult, au factori de risc, poate fi obezi sau... Bine, îmi place să cred că sunt numai supraponderat, dar nu e adevărat. Oamenii poate să aibă comorbidități și așa mai departe. Știm, am învățat toate aceste cuvinte foarte pindelete în ultimii 2 ani. S-a mișcat diapozitivul aici. Da, deci ce știm noi la infecția cu HIV, în gazda naturală, infecția cu SIV nu este patogenă. Deci maimuțele sunt infectate cu virusuri care la om produc SIDA și ele nu progresează spre SIDA. Sincer vă spun, am descoperit chestia asta prima oară, n-am descoperit-o, pentru că erau 2 sau 3 studii pe care nu le băgase nimeni în seamă până atunci. În urmă cu 20 ceva de ani în Africa, când am citit studiile alea, nu se poate. Cum este posibil ca virusul de la maimuța verde africană să infecteze maimuța verde africană și maimuța verde africană să nu facă SIDA? De atunci am devenit mai catolic decât papa, pentru că 20 de ani am petrecut încercând să înțelegem lucrurile. Inițial am spus, domnule, nu fac SIDA pentru că controlează virusul și nu produc virus. Încărcătura virală este mai mare la maimuțele din Africa decât la om. După aia am spus, virusul nu este citopatic la gazdă naturală. Este la fel de citopatic ca și la om. Am spus, bun, nu depletează celulele CD4. Le depletează. După aia ne-am gândit, într-un fel sau altul, maimuțele din Africa salvează celulele CD4, dar sunt depletate și la nivelul mucoaselor.
dar după aia, pe măsură ce am început să mergem din ce în ce mai în adâncime, am văzut, da, depletează cei de patru, dar nu depletează cei de patrurile care sunt implicate în integritatea mucoaselor. Mențin integritatea mucoaselor, controlează inflamația cronică. Cum controlează inflamația cronică? Acum, astea sunt întrebări foarte importante. Încercăm să le înțelegem. În urmă cu vreo 2 ani am publicat un studiu în care am arătat că maimuțele din Africa au capacitatea de a vindeca leziunile inițiale fără scarificare. Deci nu mai induc toată acea inflamație locală care mai târziu crește riscul de infarct, de miocard și așa mai departe. Și atunci, da, maimuțele din Africa nu fac SIDA, dar au tot felul de mecanisme de control. Există un caveat aici, foarte important. Noi spunem, noi facem, ele nu fac. Dar, de fapt, ceea ce am observat în decurs de 20 de ani, am avut 4 cazuri de infecție cu SIDA la maimuțele din Africa. Toate erau în captivitate la maimuții care trăiseră de 20 de ori, de 2 ori mai mult decât lifespan-ul speciei, da? Deci, decât durata medie de viață a speciei. Pentru că erau în captivitate, nu erau expuși la predatori, erau sănătoase, erau tratate, erau nu știu ce, și în loc să moară la 15-16 ani, mureau la 30 de ani. Da? Bun. În al doilea rând, mențin integritatea intestinului. La un moment dat, eram în librărie cu soția care spunea, păi, oare cum am putea noi face să stricăm integritatea intestinului la gazda naturală? Bine, am încercat tot felul de metode și toate au fost criticate, pentru că ni s-a spus sunt chimice, nu știu ce, nu sunt naturale. Și cum stăteam atunci în librărie, Ivona s-a uitat și spune, uite aici ce scrie. Cum să ne menținem un intestin sănătos? Aveau 30 de cărți de bucate. Dieta este principalul factor care ne permite să menținem intestinul sănătos. Așa încât am făcut un studiu pe care toată lumea l-a criticat. Am dat maimuților noastre care mănâncă banane, au activitate fizică și așa mai departe, le-am dat hamburgeri, le-am dat dietă grasă ca de la fast food. Și nu o să credeți, într-un an de zile una dintre ele a murit de SIDA. Da? Deci, schimbând tot microbiomul și toată structura și tot nivelul de inflamație la nivelul mucoaselor, putem schimba toate lucrurile astea. Bun, mergem mai departe. În urmă cu câțiva ani am sistematizat lucrurile astea și vedeți că central la toată chestia asta este menținerea integrității mucoaselor. Dacă această menținere este păstrată, dacă mucoasa este păstrată, atunci nimic din lucrurile rele nu se mai întâmplă și prevenim SIDA. Bun. La lilieci există, e foarte greu să faci studii pe lilieci, chiar am vrut să facem acum după ce a început epidemia. În momentul ăsta nu poți să faci studii pe lilieci, pentru un motiv foarte... Probabil singurul lucru inteligent care s-a făcut de când a început epidemia, s-au banat toate contactele oamenilor cu lilieci, cel puțin astea din... Pentru că nu vrem să transmitem noi virusul înapoi în populația de lilieci, ca el să-l răspândească mai departe și să eventual să-l adapteze. Dar toate studiile din ultimii 10-15 ani făcute pe lilieci arată că lilieci au un grad de toleranță la inflamația acută absolut remarcabil. Și ar fi foarte interesant să vedem cum putem atinge un asemenea nivel de toleranță sau cum o putem induce la oameni. Pentru că n-am mai avea nevoie de... nu știu câte rapeluri la vaccin. În momentul în care am avea oricare dintre virusurile astea RNA intrând, care declanșează furtuna de citochine, am putea induce toleranța. Sper că se lucrează la asta. Noi n-am reușit pentru că n-am avut acces la populație. Bun, refocusarea mecanismelor bolii. Vedeți? Inițial toată lumea s-a focalizat pe afecțiunile pulmonare și așa mai departe. Cu timpul am ajuns la concluzia că hipercoagulabilitatea și toate tulburările de coagulare asociate infecției sunt absolut severe. Mai mult decât atât, neutrofilele prin trapurile extracelulare pe care le produc pot să favorizeze și hipercoagulabilitatea și poate să explice și pierderea de celule în condiții sau tulburările de coagulare în condițiile în care plachetele sunt reduse. Deci toate lucrurile astea sunt caracteristice pentru infecția cu SARS-CoV-2. Exact la fel s-au întâmplat și în infecția cu HIV-1. Am să vă arăt imediat. Dar prima chestie pe care noi a trebuit să o răspundem la infecția cu HIV-1 a fost asta. De ce
sau cum se explică faptul că murim atât de greu la infecția cu HIV? Pentru că în realitate ceea ce știm este că depleția de celule CD4 la infecția cu HIV se produce instantaneu, da? Deci ăsta este un studiu publicat în urmă cu vreo 12 ani. În 3 săptămâni de la momentul infectării, 90% din celulele cu memorie ale organismului sunt depletate. Și atunci, dacă asta... Scuze-mă o clipă, poți să explici pentru publicul profan ce înseamnă depletarea? Sau depleția? Da, deci virusul imunodeficienței umane omoară 95% din celulele cu memorie ale sistemului imun în decurs de 3 săptămâni. Și atunci întrebarea nu este de ce murim în 10 ani, cum de nu murim mai repede. Și nu murim mai repede pentru că totuși noi avem un oarecare control. Nu funcționează bine, este insuficient, avem inflamații persistente și așa mai. Dar acest control ne permite să trăim și să refacem o bună parte din celulele cu memorie pentru că noi avem celule naive, rezerve. De atâta vreme cât rezervele nu sunt terminate, de asta dacă venim și controlăm cu antiretrovirale, putem duce o viață relativ rezonabilă. Da? Bun. Am publicat asta, că depleția se produce și la gazda naturală. Deci depleția în sine nu are valoare predictivă. Ceea ce se întâmplă după, controlul inflamației, controlul depleției, restaurarea imună de după infecția acută sunt foarte importante. Mai departe, în 2008, pentru prima oară a fost stabilită importanța inflamației și a coagulării la pacienții cu HIV. Aici nu vorbim de pacienți, vorbim de pacienții sub antiretrovirale, care controlează virusul, dar tot au inflamații persistente și care, din cauza asta, au un risc mai mare de a muri prin comorbidități. V-am spus la început. În momentul de față, ați învățat despre SIDA, da? Un complex de boli infecțioase oportuniste și cancere din cauza cărora murim. Asta e definiția care era valabilă acum 30 de ani. Între timp, noi, aproape toți pacienții de pe planetă sunt pe antiretrovirale, controlăm virusul și nu mai vedem infecții oportuniste. În schimb, am început să vedem că pacientul care este HIV infect sau nici măcar nu mai numim pacient, v-am spus, el merge la serviciu, n-are nicio problemă. Individul HIV infectat are un risc de infarct din miocard de 5 ori mai mare decât restul populației. Pentru că are o oarecare inflamație persistentă și această inflamație este cauza infarctului din miocard. Deci inflamația și hipercoagularea au fost raportate a fi foarte importante. Aici modelul maimuț a venit foarte, foarte necesar, pentru că mulți dintre cei care au văzut prima dată aceste rezultate au spus: da, există inflamații și hipercoagulare pentru că noi tratăm cu antiretrovirale și o inducem. Și noi am venit aici, în studiul ăsta, în care am comparat gazdele naturale care nu progresează spre SIDA cu cele care progresează și vedeți că cele care progresează au coagulare. Astea nu sunt tratați cu antiretrovirale. Nu iau droguri, nu beau, nu, da? Și deci relația este strict dependentă de virus. Virusul introduce chestia asta. Ne-a luat 20 de ani să vedem lucrul ăsta. Acum, pentru că am văzut asta în infecția cu HIV, la infecția cu SARS-CoV-2 am văzut imediat. La fel, nețurile, trapurile extracelulare neutrofilice, le-am descris de abia 35 de ani după descoperirea infecției cu HIV. Da? Dar există. Toate aceste informații au ajutat refocusarea spre aceste tulburări de coagulare în infecția cu SARS-CoV-2 foarte rapid. În decurs de un an știam toate lucrurile astea și le căutam. Da? Deci, la refocusarea spre aceste aspecte nevăzute inițial ale patogenezii au redus numărul de efecte secundare ale infecției și au permis un rezultat pe care îl avem în momentul de față, un prognostic extraordinar al infecției. La fel și în infecția cu SARS-CoV-2. Dacă controlăm hipercoagularea și furtuna de citochine cât mai repede, cu același antiinflamator despre care am învățat în școală cu 30 ceva de ani, că este foarte rău, prednisonul, da? Deci cortizonul, avem un prognostic mult mai bun pentru bolnav. Dar pe de altă parte, din punct de vedere infodemic, toate aceste
recalibrări ale principiilor terapeutice și clinice, fac publicul să spună: a, doctorul Străinu Cercel, doctorul Maher, doctorul nu știu care, nu știu ce fac, ne omoară pacienții în spital, trebuie să mergem la Flavia, că Flavia ne va ajuta mult mai bine cu antibiotic în infecția virală. Ok, bun, acum ultima întrebare la care trebuie să răspundem, și aici n-am mai făcut comparații, pentru că aici suntem într-o situație de criză majoră. De ce sunt occidentali atât de rezistenți la vaccinare și de ce românii sunt cei mai occidentali dintre occidentali în momentul de față? Pentru că există ceea ce se numește, și cum să vă spun, ca moldovean am fost întotdeauna deranjat de faptul când, de ideea care s-a spus în permanență: moldovenii sunt proști. Moldovenii nu sunt proști, moldovenii sunt mai conservatori. Moldovenii au pornit la ideea, la fel ca majoritatea lumii, că PSN-ul și Iliescu sunt buni, au mers cu el mai mult decât ceilalți. Au spus, din cauza asta au spus, vai, sunt, nu este adevărat. Dacă o să vă uitați la toate chestiunile legate de alegeri, alegerile în 96, când s-a produs primul switch, au fost câștigate în Moldova. Moldovenii în momentul respectiv au devenit toți liberali. Și mai sunt și acum, în ciuda tuturor prostiilor pe care le fac liberali, pentru că au această tendință de a fi conservatori. La fel, și românii în general au tendința de a fi mai conservatori decât alții. Dar acest spirit conservator, la un moment dat, te duce la o rezistență intrinsecă la nou. Din păcate, acum o asociem și cu o lipsă de educație, pentru că avem barometru și așa mai departe, și avem toată această exprimare pe mediile sociale, care este absolut suprarealistă, da? Dar, pe de altă parte, am listat aici lucruri care s-au întâmplat în ultimele câteva sute de ani, da? Când cafeaua, în urmă cu 600 de ani, a pătruns în Europa, toată Europa a spus: nu beți cafea, că o să deveniți sterili. Singurii care au acceptat cafeaua în momentul de față erau cei mai avansați dintre lumea veche, arabii. De ce? Pentru că imamii trebuiau să stea la orice oră la rugăciune și atunci cafeaua i-a ajutat și au adoptat-o, chiar cu riscul de a deveni steril pentru trei generații. Când Stevenson și-a lansat locomotiva, au fost oameni care au spus că sare de sau... Misi, asta cu steril pentru trei generații, ai spus-o între ghilimele, ai citat. Da, am citat o mare gânditoare contemporană. Exact. Când, foarte interesant a fost ideea că becurile electrice vor da foc la orașe, în condițiile în care orașele luau foc de la iluminarea cu gaz. Da? La fel, în zilele noastre, același principiu este: organismele modificate genetic sunt dăunătoare sănătății. Nu consumați mâncare modificată, fructe și legume modificate genetic, nu-i așa? Pentru că sunt foarte dăunătoare. Ori noi știm că nu există nicio dovadă a faptului că sunt mai dăunătoare decât alții. Dar știm, în schimb, că pesticidele sunt dăunătoare și provoacă cancer. Mai știm că organismele modificate genetice au rezistență la paraziți care reduc utilizarea pesticidelor. Deci, în principiu, ar trebui să ne ajute. Pe de altă parte, chestia asta cu vai, nu trebuie să mâncăm niciodată organisme modificate genetic. Iertați-mă că vă spun, vă aduceți aminte când eram mici ce bune erau bananele? Da, erau mai bune, pentru că între timp ele au dispărut. Bananele sunt extincte ca specie de pe planetă. Tot ce avem în momentul de față, banane sunt modificate genetic. Bine, rezistența la cea mai revoluționară tehnologie vaccinală, care nu are nevoie de conservanți pentru că le ținem la minus 50-80 de grade, care nu are nevoie de adjuvanți și așa mai departe, este din neînțeles. Mai ales în condițiile în care ele sunt propuse ca să controleze o epidemie care a omorât câteva milioane de oameni. Da? Bine, autism, efecte secundare și așa mai departe. Toate lucrurile astea sunt cumva o dovadă a rezistenței la progresul inerent. Și atunci aici vine știința. Da? Un grup de cercetători de la noi, de la universitate, au cercetat toate documentele săptămânale de raportare a bolilor contagioase din Statele Unite. Aș dori să vă atrag atenția că așa buni răi cum sunt americanii, au acte din 1888 până în zilele noastre.
Dacă mă duc la direcțiile de sănătate publică, nici măcar pe alea din septembrie anul trecut nu le găsesc, da? Bun. Și ce au văzut? Au văzut, deci, ca număr de cazuri, cum vaccinarea a redus bolile. În panelurile din dreapta, vedeți per boală câte, cum au dispărut. Deci hitmaps-uri pentru săptămână de săptămână de 100 și ceva de ani. Vedeți cum boala s-a stins pe măsură ce vaccinul o intrat și o devenit din ce în ce mai bine administrat și s-a administrat în timp. Vedeți, efectul nu este instantaneu, se realizează în timp. Pe de altă parte, deasupra fiecărui grafic, vedeți câte cazuri de boală au fost prevenite de vaccinare. Și ei concluzia lor este că în cele 120 de, sau 130 de ani, în cei 130 de ani pe care i-au analizat, vaccinurile au prevenit numai în Statele Unite peste 76 de milioane de decese. Ori astea sunt datele numai bazate pe documente. Se pare că unii pacienți nu au, deci unii nu au ajuns la doctor și așa mai departe. Deci probabil că sunt subevaluate. Undeva în jur de 120 de milioane de oameni numai în Statele Unite. Despre asta vorbim. Și scriam zilele trecute cuiva. În momentul în care luăm statine ca să prevenim boala cardiovasculară, ne prelungim durata de viață, reducem riscul de ateroscleroză și așa mai departe. Dar statinele dau rabdomioliză și atunci te dor picioarele, dau tulburări pe, deci, oarecare leziuni hepatice și așa mai departe. Adică, pe termen lung, noi îmbunătățim durata de viață, dar calitatea vieții nu este nemaipomenit de extraordinară. Bine, e mai bună cu statine decât cu alte alternative. Dar vaccinurile n-au niciun impact pe termen lung, practic. Și au un număr de efecte secundare care sunt absolut reduse, adică comparativ cu numărul de doze administrate și așa mai departe. Bun. Calestos Juma, care era profesor la Universitatea Harvard, e african, cred că din Kenya. A publicat cartea asta în care se referă, în care a sistematizat de ce oamenii sunt rezistenți la inovații. Uneori se opun inovații pentru că așa vor ei, chiar atunci când o fac împotriva interesului lor imediat, tot se opun. În general, tehnologiile care sunt absolut revoluționare sunt adoptate mai ușor. Rezistența la tehnologie este dată fie de cei care au interes în comercializarea vechilor produse, cei care se identifică cu produsele existente în momentul de față din spirit de conservare, și cei care sunt în pericol de a-și pierde puterea. Da? Oamenii iau deciziile referitor la inovație în principal bazat pe gut feeling. Da? Și asta e cea mai bună dovadă. Bine, merge în paralel cu punctul 5. Adoptă mai ușor tehnologiile care îi fac mai autonom, da? Deci oamenii se tem că vaccinul le va introduce microchip, deși nu există nicio dovadă în acest sens. În condițiile în care ei se repet să-și cumpere ultimul telefon de la Apple care are microchip și tehnologie 5G, cu siguranță, da? În general, oamenilor nu este frică din noile tehnologii, ci de pierderile personale, da? Identitate, securitate economică, felul lor de trai și așa mai departe. Pe de altă parte, cei care propun inovația, tehnologiștii, oamenii de știință și așa mai departe, ei nu se gândesc la impactul tehnologiei. Deci eu, dacă fac o super descoperire, nu mă gândesc, vai, stai, uite că acum dacă am vindecat complet cancerul de pe planetă, o să am un excedent de 2 miliarde de oameni în decurs de 10 ani care nu o să aibă loc de muncă. Interesul meu este strict în domeniul meu. Cei care se gândesc că fac un robot extraordinar, nu se gândesc că alți oameni o să-și piardă locurile de muncă și așa mai departe. Și mai ales aici este cea mai mare problemă de unde ne facem ce facem și tot ajungem să înjurăm guvernul. Cea mai mare problemă pe care o avem este că peste tot în lumea asta, guvernanții, nu știu de ce, își imaginează tehnologia cu o evoluție lineară. Ori asta nu e adevărat. Tehnologia evoluează exponențial și din cauza asta, pentru ca să o poți contrabalansa, ai nevoie de programe care se vadă 20 de ani înainte. Ori noi suntem departe de, bine, nu neapărat România. În general, politica mondială este departe de a planifica în 20 de ani, pentru că
bazat pe televiziunile de breaking news și așa mai departe, ne focalizăm pe lucruri absolut minore, da? Ne focalizăm pe ce? Pe ce fustă au ăia la gay pride. Când asta nu este problema guvernanților, nu? Ok. Și cred că cu asta am terminat. Da, nu, n-am terminat. Citatul... L-am avut întotdeauna unul din citatele favorite. Sora mea l-a recitat favorit și l-a pus pe... Toată viața am trăit în această paradigmă fără să o înțelegem până anul trecut, da? Oamenii care lucrează cu mintea trezesc la ceilalți un fel de ciudat de aversiune și repulsie. Sunt prețuiți și solicitați la nevoie, dar nici de cum iubiți și socotiți în rând cu lumea, ci mai curând ocoliți. Întotdeauna, de la înțelept la șarlatan, de la preot la broscar, de la fratele gata de ajutor la profitorul lingii blide, nu-i decât un pas. Iar oamenii sunt mai dispuși să plătească un coțcar și să se lase trași pe sfoară de un impostor decât să accepte un ajutor folosit, oferit fără plată și fără gândul de a trage foloase. Foarte frumos spus, nu putea să spună nimeni mai bine decât Hermann Hesse. Mulțumesc! Cristian, I'm speechless. A fost atât de bun și atât de fluent discursul. O să-l rac pe Ciprian cumva să mă scoată din încurcătură, că nici nu știu ce să zic. Sunt atât de multe lucruri faine le-am văzut în seara asta. Da, pot să dau numai niște texte de aici pe care le dacă am fi într-un amfiteatru ar trebui să aplaudăm cu toți, e clar. Va fi aplauze. A fost un consum mare de energie. Dacă te pun în prim plan și mă uit la tine, se vede că ai consumat mult, deci va fi nevoie de un hamburger pe urmă, că nu știu dacă te descurci toate bananele. Mulțumim pentru prezentarea asta fabuloasă. A fost mai mult decât e orice emisiune de-a noastră. Cei care ne urmăresc știu, noi facem în general o oră și ceva, în care luăm și multe întrebări. Și acum aveam 10-15 întrebări, cel puțin comentariile au curs de-a lungul întregii emisiuni. Sunt foarte multe lucruri de întrebat. Eu am apreciat foarte, foarte mult acest echilibru între, pe de o parte, informația științifică. Sunt locuri unde m-ai pierdut și cred că și Cristi Presur a fost pierdut. Sunt termeni pe acolo pe care i-am rătăcit, dar e mai puțin important. Asta este important să vedem că toată această evoluție a științei se înșurubează foarte solid pe cercetări și eforturi a milioane de oameni și că aceste infodemii, mie nu mi-ar fi teamă de termen, între paranteze fie spus. Știi de ce? Pentru că e ca și demagogie. De la bun început cuvântul s-a născut cu semnificație negativă. Nimeni nu va reabilita vreodată cuvântul infodemie. El s-a născut cu pata pe el, așa va rămâne. Deci toate aceste infodemii sunt de fapt deturnări foarte superficiale de multe ori. Și ceea ce va fi foarte interesant, și cred că o să vorbesc cu Cristian Presură, să vedem pe cineva după aceea, poate într-o emisiune viitoare, din domeniul comunicării, să vedem unde se produc. Tu ai dat foarte bine aceste elemente la final, mai ales din acest autor din Juma, sau cum se numește? Calestos Juma. Da, Calestos Juma. Și sunt multe cărți scrise pe pseudoștiință, pe fake news și așa mai departe. E important să înțelegem mecanismele prin care se produce manipularea și deturnarea, pentru că e și foarte grav ce se întâmplă în același timp. E grav, pe de o parte, pentru că munca voastră, a milioane de cercetători care lucrați, cum ești tu, lucrezi de 30 de ani în acest domeniu, toată această muncă este efectiv spulberată de multe ori prin rea credință, da? Dar mai grav decât asta este faptul că sunt mulți oameni care își pierd viața, ceea ce s-a întâmplat în Africa de Sud, ceea ce s-a întâmplat în România anului trecut. România, exact. Valul 4. Valul 4 din România, sunt 20.000 de morți evitabile. Da? Mai mult sau mai puțin, nu știm. Nici măcar pe statistici nu ne putem bizui. Deci toată această infodemie nu este doar o interpretare eronată a ceva. Este un act cu potențial foarte tragic,
ca să nu folosesc cuvinte mai dure. Deci, din acest motiv, cred că face foarte bine și a prins foarte bine să avem acest suport științific. Emisiunea rămâne și va rămâne în online pentru multă vreme, rămâne pe YouTube și e important ca oamenii să poată reveni, cum au spus unii dintre cei de aici, să-i dăm un delay domnului Iapetrei ca să-l putem urmări, să-l prindem din urmă. Dar ok, remisiunea rămâne înregistrată, îl veți putea relua secvență cu secvență dacă veți dori. Aveți referințele bibliografice pentru cei care sunt în domeniul științific, mergem până la știință. Pentru cei care merg în domeniul istoriei științei, cum au fost exemplele din Laura Spinei sau Juma, foarte bine, vom merge în direcția asta. Dar trebuie să înțelegem mecanismele, pentru că suntem vulnerabili deopotrivă la virus și deopotrivă la aceste manipulări informaționale. Da? Așa, nu știu, haide Cristi Presură. Păi, a zice să-l întrebăm mai întâi pe Cristian dacă mai are energie să mai răspundă. Eu mai am energie, mai am maxim 10-15 minute, trebuie să mă duc la școală. Așa. Da. Și acolo trei întrebări, cred că maxim, Ciprian. Da. O să trebuiască să vorbească. Eu mi-am notat vreo 10-12 întrebări, nu o să le iau pe toate, stai să văd că s-a comentat foarte mult în timpul emisiunii, 9.43, să iau de undeva, 9.4, le iau mai de la final. Da, aici e cineva, probabil e un fost student sau un coleg, domnul Lapetre este un veritabil profesor. 9.43, 9.49, să vedem, mi-am notat întrebările. Da, domnul Traian Mihăescu vrea să știe un comentariu privind infecția HIV în România în faza sa inițială. Da, infecția HIV în România în faza inițială au fost reprezentate de copii. Bine, au fost câteva cazuri izolate la grupurile de risc înainte de 89, dar în 89 până în 94, România avea mai mult de 50% din copii infectați cu HIV din întreaga Europa. Majoritatea cazurilor la copii instituționalizați din orfelinate sau secții de distrofici, cum erau numite atunci, erau copiii care pierdeau mult din greutate. Ce se întâmplă? Teoria pe care o avem până la sfârșit este că virusul a pătruns cumva printr-un produs de sânge care nu erau testate în momentul respectiv. Și după aia a fost răspândit prin injecții. Realitatea este că CDC-ul are un studiu făcut în România, publicat în 1994, în care arată la fel cum arăta Preston în Africa. Copiii care erau instituționalizați la un orfelinat din Ialomița, cred că, aveau o medie de 280 de injecții în primii 4 ani de viață. Dar copiii care erau HIV infectați aveau 400 și ceva, iar cei care erau neinfectați aveau 100 și ceva. Deci, realmente, transmiterea prin ac și seringă a fost sursa transmiterii virusului. A doua chestie care a fost particulară pentru epidemia din România este că virusul care a produs epidemia din România era un subtip relativ mai exotic al virusului, subtipul F. Subtipul F circulă, F1 circulă în Republica Democrată Congo, am avut studenți din Congo, și în Angola. Deci probabil că prin studenții din zona de endemicitate au pătruns virusul în România. În al treilea rând, în momentul în care măsurile simple de prevenție au fost adoptate, epidemia s-a oprit, da? Măsurile simple sunt neutilizarea sau utilizarea seringilor și acelor de unică folosință, reducerea numărului de injecții, îmbunătățirea condițiilor de viață, reducerea densității și așa mai departe. Aceleași reguli care sunt foarte simple. În al patrulea rând, doresc să-i spun bună ziua domnului profesor Mihăiescu. Să știți că prima dată când am făcut prezentarea cu infodemia, am făcut-o la o reuniune a domnului profesor Mihăiescu la pneumologie la Iași. Deci, domnul profesor vede pentru a doua oară. Am mai schimbat materialul de atunci. Așa.
domnul Valeriu Casapu vrea să știe, interesant cum s-a transmis virusul HIV de la maimuțe la oameni, prin mușcături sau prin creșterea anticorpilor anti-altora infecții pe țesuturile maimuțelor? Nu știu. Este posibil ca virusul să se transmită și prin mușcătură. Cel mai probabil s-a transmis primul salt de la maimuță la om s-a produs în momentul în care maimuțele au fost vânate, tranșate, pregătite pentru consum. Și consumul mai puțin, pentru că în general în Africa totuși carnea se fierbe, da? Deci oamenii fierb carnea, asta este, și toată lumea spune, marea diferență între om și cimpanzeu este opoziția, între om și maimuță este opoziția policiului și așa mai departe. Nu, cea mai mare diferență sau una dintre marile diferențe care ne-a permis să visăm și așa mai departe este că am început să procesăm mâncarea și în felul ăsta putem să ne ridicăm la masă după numai o oră. Da? Un cimpanzeu care omoară o maimuță în pădure, nu știu dacă ați văzut vreodată filmele cu cimpanzeii vânând, e extraordinar, adică au strategii, au diviziunea muncii și așa mai departe. Dar în momentul în care au prins maimuța și încep să o mestece, 8 ore mestecă la o masă. Deci în momentul în care stai și mesteci 8 ore, nu mai ai timp să faci nimic. Nu ai timp să mergi la servici, nu ai timp să construiești nimic, nu ai timp să gândești, nu ai timp să citești o carte. Și asta e diferența. Sufletul așa s-a dezvoltat, prin timp liber, prin posibilitatea de a ne gândi la lucrurile interesante, de a ne uita la cer și așa mai departe. Da, minunat. Mă gândesc că sunt și festinuri de 8 ore uneori la Bolta Rece sau... Da, bine, da. Sunt și 3 săptămâni pe vremea lui Eminescu și Crean. Tot de la domnul Traian Mihăiescu aș vrea să iau această întrebare. Autotestarea la domiciliu s-a dovedit utilă în HIV. De ce în România nu este promovată testarea la domiciliu pentru SARS-CoV-2? Nu știu. Da, adevărat că... Răspunsurile la întrebările legate de nu știu. Realitatea este că am și eu un copil care merge la școală. Mai mult decât atât, copilul meu a mers la școală și anul trecut, ceea ce înseamnă că ei au obosit de acum. Un an de zile poartă 8 ore pe zi mască și acum au început să obosească. Vor să iasă, să nu știu ce și așa mai departe. Mai ales cu Omicron, au căzut ca muștele. Adică jumate din clasă s-a infectat în no time. Pentru că nu poartă masca corect, asta e adevărat. Spațiile sunt aerisite. Dar de când au început să fie cazuri în școală, am cel puțin 10-15 teste în casă și testez zilnic copilul înainte de a-l trimite la școală și merge foarte bine. Dar de ce nu este promovat? Nu știu. Ar fi foarte bine să fie. Dar în egală măsură, cum să vă spun, când a apărut Omicron, toată lumea spunea, vai, ce ne facem că este rezistență la vaccin, este rezistență la anticorpi monoclonari. E adevărat. Dar nu, eu n-am auzit nicio rezistență la mască a Omicronului, da? E la fel de sensibil la mască, la protecția de mască. Acum, ultima veste este asta, că Omicron persistă pe suprafețe mai mult. Ceea ce e adevărat și e logic. Din moment ce este produs de 70 de ori mai mult în epiteliu superior, respirator superior, de unde poate fi eliminat prin salivă și așa mai departe, concentrația în picături și în toate acestea va fi de 70 de ori mai mare și atunci normal că se va inactiva mai greu. Dar din nou, a crescut concentrația și este mai mare durata de supraviețuire pe suprafețe. Dar nu s-a schimbat deloc susceptibilitatea la alcool, la săpun, la apă. Da? Deci, indiferent cum evoluează virusul, măsurile pe care au fost propuse de la început rămân exact aceleași și trebuie aplicate exact la fel. Eu înțeleg că este obositor. De asta am spus în permanență, nu trebuie exagerat. Da? Nu trebuie să ca toate măsurile astea să fie văzute ca pedepse. Dom'le, ești în spațiu închis, aglomerat, porți mască. Ești singur pe stradă, nu? Atunci chiar nu trebuie să obligi oameni, nu trebuie să-i pedepsești. Foarte rapid, din punctul dumneavoastră de vedere, vedeți posibil realizarea unui vaccin împotriva cancerului în viitorii 10 ani? Nu știu. Aș dori foarte mult să văd un vaccin împotriva cancerului. Nu știu, sincer. Adică nu este domeniul meu de activitate. Cancerul este o boală extrem de complexă. Și pentru mine, cum se cheamă, deschizător, adică am avut pentru prima oară revelația asta la o conferință când un mare specialist din cancer spunea, domnule,
noi am făcut progrese extraordinare în cancer, da? Mortalitatea s-a redus substanțial și așa mai departe. Avem tratamente bune și așa mai departe. Dar dacă scoatem prevenția, deci scoatem faptul că nu se mai fumează, scoatem faptul că facem colonoscopii peste o anumită vârstă, în mod periodic și așa mai departe. Și dacă considerăm că avem foarte mare progres pe toate cancerile lichide, cancerile de sânge, avem tratamente și leucemia este rezonabil controlată. Dar dacă punem toate lucrurile astea deoparte, mare lucru n-am avansat în ultimii 20-30 de ani cu cancerile solide, cancerul de colon, cancerul de coluterin, cancerul. Prin cancerul de coluterin avem vaccin pentru papilomavirus, dar cancerul de plămâni și așa mai departe. Deci, de asta nu știu. Sincer, aș vrea foarte mult mi-aș dori să se întâmple asta, dar nu știu. Da. Cristi, aș vrea să spun o ultimă întrebare, pentru că știu că trebuie să pleci, care și e un fel de profesiune de credință. O preiau de la unul dintre urmăritorii noștri care ne arată un corp minunat. Din păcate, din această poză lipsește capul. Și poate că nu e o întâmplare, că lipsește tocmai capul și rămân numai mușchii. Eu sunt întru totul de acord cu ce spune persoana care întreabă. Pentru că, sincer, am crezut că dacă facem vaccinul vom preveni infecția. Scopul oricărui vaccin este prevenirea infecției. Acum, nu toate vaccinurile sunt sterilizante. Exemplul cel mai tipic este vaccinul BCG. Nu ne vaccinăm de tuberculoză ca să prevenim tuberculoza, ci ca să reducem mortalitatea. Asta nu, deci nu, faptul că ne-am vaccinat de tuberculoză nu înseamnă că nu vom face infecții, mai ales într-o zonă pandemie. Am crezut că nu se va întâmpla asta. A doua chestie. Am crezut că este Noel Iadovski de la NIH spune de nu știu câți ani. Dom'le, infecția care evoluează strict pe mucoase nu induce o imunitate puternică și de durată. Și nu l-a crezut nimeni. Adică, pentru că era o teorie. Și toată lumea spunea, uite, domnule, avem imunitate la gripal, avem imunitate la nu știu ce. Și, deci, sincer, ceea ce spune persoana care întreabă, am crezut și eu. Am crezut că dacă o să ne vaccinăm, o să controlăm. Acum, virusul este un prost imunogen, asta am știut. Virusul evoluează foarte rapid, asta n-am știut. Deci, în principiu, coronavirusul trebuiau să fie mult mai stabili. Dar acum când ne-am dus înapoi și ne-am uitat, adevărul că nu s-o prea uita nimeni, că nu erau importante, da? O răceală pe care o faci la 2-3 ani și o răceală banală, chiar nu pune nicio problemă de sănătate publică. Dar evoluează. Deci astea au fost lucruri pe care le-am învățat din mers. Acum, da, eu cred că persoana respectivă a fost amăgită. Dar un lucru pe care nu-l putem contesta este următorul. Dacă vă uitați, sunt foarte multe cazuri de Omicron, sunt foarte multe infecții breakthrough, da, peste vaccin. Dar numărul de persoane care mor dintre vaccinați este mult mai mic. Acum, în continuare, prevăd că o să mă întrebi, cei care mor au comorbidități, s-au spus că cei care vaccinăm pe cei cu comorbidități ca să prevenim decesul. Da, da, aud acest argument și sunt foarte dezamăgit și eu. Și am o mamă care are 80 ceva de ani și care are comorbidități și nu. Adică, sincer, am foarte mari rezerve și foarte. Am și eu o frică. Vaccinul a fost bun. Deci, vaccinul și-a făcut treaba. Imunogenul era prost. Acum, am văzut o teorie foarte interesantă, care la fel nu are o bază. Deci cineva a venit și a spus așa cum a spus eu el. Care spune așa, domnule, ACE2, receptorul pentru coronavirus, este receptorul fundamental al sistemului renin-angiotensin. Da, în cardiologie, toți cardiologii știu ce e asta. Și, bine, poate nu știți asta, dar ați auzit de ACE inhibitor. Da? Când ai hipertensiune, e ACE inhibitor. Și așa, ACE de la asta vine, de la ACE2. Da? Și atunci, nu știu cât de util pentru organism este să țină blocat un receptor chintesențial pentru funcționarea sistemului, aparatului cardiovascular. Și poate din cauza asta lucrurile, turnover-ul la toată chestia asta este mare. Este adevărat? Nu știu. Am auzit chestia asta. Ciprian, ai 40 de secunde să anunți următoarea întâlnire. Următoarea întâlnire este cu un biolog genetician de la Londra, cu Horia Stănescu.
vorbim nu despre identitatea de gen, ci despre identitatea din gene. Și ca să încheiem în două fraze, voi lăsa numai câteva dintre comentariile pe care entuziaștii și răbdătorii noștri urmăritori ni le-au propus la sfârșitul acestei emisiuni. Cristi Apetre, a fost o încântare. Tocmai spuneam cu cineva că n-am mai întâlnit un moldovean să vorbească atât de repede, ceea ce zice cineva s-ar putea să fie din cauza Americii. Nu. Nu e. Oricum, dincolo de sau dincoace de vorbirea repede, e acest angajament extraordinar în favoarea științei și cred că în seara asta am avut o lecție minunată de ce înseamnă dedicarea pentru știință, pentru cunoaștere și pentru adevărul spus cu voce tare și cu tot curajul care trebuie spus. Nu te mai ținem, știm că te grăbești și mai ai și altele mulțumesc de făcut. Mulțumesc pentru invitație. Nu uitați să-l întrebați pe genetician despre receptorul ACE2. Da, ne va vorbi, mi-a confirmat că ne va vorbi și a spus că va vorbi și despre codoni. Nu știu ce sunt aia, dar o să vedeți. Vorbim și despre codoni și despre toate astea săptămâna viitoare. Așa. Mulțumim încă o dată tuturor. La revedere. Săptămâna viitoare. La revedere. La revedere. La revedere. La revedere. Mulțumim, Cristian.